Am primit primele doze de vaccin într-o primă tranșă, anume 578 de doze doar. Acestea vor fi destinate personalului medical care lucrează la ambulanță, la compartimentele UPU, CPU ale spitalelor din județ, precum și pentru personalul medical din secțiile ATI din spitalele din județul nostru. Așteptăm cea de-a doua tranșă de vaccin antigripal în luna noiembrie, probabil în jur de 15 noiembrie. Așa, dar nu-i prea târziu atunci? Nu, este. Suntem, practic, vaccinarea poate avea loc în această perioadă, începând din octombrie, noiembrie, decembrie. Spuneți-mi, de ce s-a decis acest mod de repartizare? Sunt cele mai vulnerabile categorii? Sigur, fiind personal medical care tratează pacienți cu diverse afecțiuni, unii dintre ei, mai ales cei din ATI, sunt cu imunitate mai scăzută.